Iancu Sterp, acuzații grave la adresa lui Zani. Avea pachet săptămânal de mâncare, avea telefon. Iancu Sterp a spus deschis ce l-a deranjat, de fapt, pe primul loc, fiind eliminarea lui Zani din concurs. Mai mult, el a dezvăluit că Zani ar fi primit pachet săptămânal și ar fi vorbit chiar și la telefon, fără ca cei din stafful Survivor să fie la curent cu cele întâmplate. El a fost eliminat. El e eliminat. Asta m-a deranjat foarte tare și o să spun adevărul. Zani a spus că eu am stat pe spate și mă uitam la nici cum se bat. A fost exact invers. Zani avea pachet săptămânal de mâncare, avea telefon. Cei din staful Survivor nu știau, bănuiau, nu l-au prins niciodată. Nu ne dădea nimeni în plus de mâncare, dar dacă noi ne fofilam pe aici, pe colo, poate reușeam. Eu mă duceam noaptea la furat, la tomberon și mai găseam sandwich. Echipa de producție arunca la gunoi, pentru că nu mai știau, a spus Iancu Sterp la ProTV.